Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Când chiptul vi-l luam noi, mereu mai strălcit Iisuse, prin slava cerului de-apoi, cântați vom laude nespuse, căci din belșug vom fi ajuns să avem lumină și putere, ca și în tăcere și în răspuns, să avem senin și mângâiere. Atunci în lacrimi și în cântări vom fi statorni cu simțire și toate ale noastre stări vor fi împrânare și sfințire. Iubirea pentru frați mereu va fi lumină și dreptate, iar dragostea de Dumnezeu va străluși mult ca toate. Atunci harul minunat se va preface în sfântă roadă. Întregul gând va fi curat și toți în tine o să ne vadă. Când Duhul Sfânt trimis de sus va arde noi pe orice cale, de atunci înainte, în veci sus, vom fi părtași ai firii tale. Amin. Amin. Doamne, ziua e pe însărate. Lupta-i grea și mai întoi, cad pe rânce puși de pază, meșei vrenici între noi, și cresc golurile noastre tot mai grele, pași cu pași. Ni se duc spre zări albastre, sfinții noștri neîntași. Vino în fruntea oastei tale, Doamne, și cu noi rămâi. Umple rândurile goale cu vitejii cei din tâi. Întăriți în sfântul nume, până Duhul mai aprins, să cuprindă întreaga lume oastea ta de neînvins. Pune rânduri avântate mii de tineri voluntari și pe creștere înalte până îngerii stegari. Și întărește-ne și ragul, soarele oprește-l sus, până va învinge steagul oastei Domnului Iisus. Până va învinge steagul oastei Domnului Iisus. Amin. Slăviți fie Domnul și Hristos a înviat. Și Domnul să vă răsplătească pe toți în parte. Dragostea, voința care ați avut așa venit. Mulțumim că ne-ați primit.